Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la știrile din sport. Astăzi s-a mai înscris un candidat la titlul de cel mai frumos gol al turneului. Patrick Schick i-a dus victoria Cehiei în partida cu Scoția. Scoția a fost învinsă chiar la Glasgow în primul meci la Euro. Prima partidă găzduită de România la un turneu final major a fost un spectacol în teren. Austria a învins Macedonia de Nord după un meci superb. Pe un teren refăcut miraculos după inundațiile de cu o zi înainte, Austria a deschis repede scorul în meciul cu debutanta Macedonia de Nord. Egalarea a venit după doar 10 minute, după greșeli în lanț comise de fundașii austrieci, de care a profitat Pandev. La 37 de ani, veteranul a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator la un euro. Victoria Austriei s-a conturat în ultimul sfert de oră. Gregorici a făcut 2-1. În final a punctat și Arnautovic, iar echipa lui Franco Foda a obținut prima sa victorie la un turneu final după 31 de ani. Natürlich nach diesem Sieg, da ist noch weiteres passiert. Wir geben uns jetzt nicht mit diesen drei Punkten zufrieden. Das war unser erstes Ziel, dieses haben wir erreicht und da wollen wir weitermachen. Wir wollen weiterhin unser Spiel aufs Spielfeld bringen, weiterhin. Dacă pe teren nu am ajuns să impresionăm la campionatul european, la capitolul organizare avem cu ce ne lăuda. Mii de forțe de ordine și voluntari au făcut ca meciul dintre Austria și Macedonia de Nord să treacă fără evenimente majore. Organizarea primului joc de la Euro 2020 la București a fost o adevărată desfășurare de forțe. Peste 2000 de polițiști, jandarmi și pompieri au asigurat măsurile de ordine publică. Din aer, un elicopter Smurd a survolat zona Arenei Naționale, pregătit să preia eventualele cazuri grave. Și numărul voluntarilor a fost unul impresionant. Peste 800 de oameni au pus umărul la organizarea și desfășurarea întregului meci eveniment din capitală. Suporterii prezenți la partidă au fost atent verificați la intrarea în arenă. Printre fanii macedoneni și austrieci și-au făcut loc și susținătorii tricolorilor. Îmi doream să văd echipa României aici, nu alte echipe. Oricum, suntem bucuroși că putem fi aici. Când ne vom trezi și vom avea o echipă pe măsura așteptărilor campionatului european, probabil că vom juca și noi cu puterile lumii. Cazulerii se întrage un important semnal de alarmă între fotbaliștii din Liga 1. Un fost golgeter se gândește cu groază că o situație similară ar putea apărea pe gazon în România. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și în ziua de azi, noi ca jucători, exemplu, nu cred că știm să ne comportăm cum s-a comportat el. Adică, din punctul meu de vedere, eu n-aș ști ce să fac în momentul ăla. Christian Eriksen a fost salvat eroic chiar pe gazon la Copenhaga, mai întâi de colegul și prietenul Kjær și apoi de medici. Azdren Lulacu vrea ca jucătorii din România să fie și ei instruiți pentru o asemenea situație. Eu cred că ar fi foarte important să avem o lecție, fiecare echipă, să știm cum să ne comportăm, pentru că un jucător cel mai aproape poate să-i salveze viața. Olanda și Ucraina au oferit cel mai spectaculos meci de până acum la Euro 2020. Am avut și un gol care va candida la reușita turneului aseară la Amsterdam. Olanda a apărut că a rezolvat meciul cu Ucraina în primul sfert de oră al reprizei secunde. Proaspăt semnat cu Paris Saint-Germain, Wijnaldum a marcat primul după o respingere greșită a lui Buscean. Imediat, Weghorst a punctat și el și la 2-0 batavii s-au relaxat. Amorțită aproape tot meciul, Ucraina a lovit în final, iar Molenko a înscris un gol care va candida la reușita turneului final. Peste doar 4 minute, iar Emciuc a surprins defensiva Olandei și a amuțit Amsterdam Arena. Victoria echipei lui Frank de Boer a fost adusă de un fundaș. Dumfries a punctat și el după o fază fixă, iar portocala mecanică a pornit cu un succes la Euro 2020. Eriksen vrea să joace în continuare fotbal după ce medicii vor da acordul. Prieten cu Eriksen, Deli Blind, a intrat pe teren aseară în Olanda-Ucraina, deși are un defibrilator implantat. Și el s-a prăbușit pe gazon la un meci în 2019. În privința stării lui Eriksen, medicii au mărturisit că jucătorul se simte tot mai bine. Christian Eriksen a fost susținut prin mesaje de toată lumea, de la fotbaliști, la artiști sau fani. Primul mesaj al danezului a venit prin intermediul agentului său și a fost publicat de Gazeta dello Sport. Vă mulțumesc, nu voi renunța, mă simt mai bine acum, dar vreau să înțeleg ce s-a întâmplat, a spus Eriksen. Olandez. Dat ik eerst goed ken als vriend. En ja, de situatie voor hem natuurlijk verschrikkelijk is. Heb ik zelf het een en ander ook in die hoek meegemaakt. Ja, ik heb vandaag echt wel voor mezelf een mentale horde moeten overwinnen om te gaan spelen. En ja, daar had ik wel moeite mee. Deed van sinds gisteravond en vandaag. En ik ben trots dat ik het gedaan heb. Majoritatea echipelor din Liga 1 pleacă să pregătească noul sezon în străinătate sau în țară, nu însă și FCSB. Dino Todoran va antrena echipa numai la baza de la Berceni. Campioana CFR în Austria, iar miercuri va avea deja primul amical.
Pentru prima dată, FCSB va pregăti noul sezon doar în București, când multe dintre echipe vor fi în Austria sau în România la munte. Dinu Tudoran va pregăti echipa la Berceni. În weekend și-a văzut pentru prima dată jucătorii la treabă. Au fost inclusiv nou veniții Vucur, Cordea și Alexandru Crețu, dar și Florinel Coman, revenit după o perioadă lungă de absență. Dinu e un băiat inteligent. Dacă va avea o relație și va ști să-i demonstreze lui Gigi Becali că merită să fie antrenor, că muncește bine, că poate să câștige campionatul. FCSB mai are ceva mai mult de o lună pentru pregătirea noului sezon. Pe 16 iulie începe Liga 1, iar pe 22 roșalbaștri vor debuta în turul 2 din Conference League. Sunt probleme în lotul Portugaliei înaintea debutului la Euro, iar un fan al Angliei în stare critică după ce a căzut din tribuna la meciul cu Croația. Iată acum și alte știri de la turneul final. Lovitură primită de naționala portugheză, João Cancelo a fost depistat pozitiv cu COVID și a fost trimis acasă. În locul său a fost convocat Dalot de la Milan. Cancelo era unul dintre cei mai buni fundași de la Euro, proaspăt campion al Angliei cu Manchester City. Spania se pregătește și ea de debutul la Euro cu un meci împotriva Suediei la Sevilla. Selecționerul Luis Enrique a ripostat după ce presa l-a acuzat că nu are un lider al echipei. Le falta liderazgo porque hay muchos jugadores, de hecho los 24, 23 en este caso que falta Busi, van a tener que liderar porque ellos son los que toman las decisiones en el terreno de juego. Y por supuesto que soy uno de los líderes, yo también. Un fan al Angliei este în stare gravă după ce a căzut dintr-o tribună a stadionului Wembley la câteva minute de la startul partidei cu Croația. Suporterul a primit îngrijiri la fața locului, apoi a fost transportat la spital. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a vedea cauzele incidentului. Lăsat în afara lotului de 26 al Angliei, Jesse Lingard, jucătorului West Ham United, a văzut meciul cu Croația într-un pub din Londra. Mijlocașul a cântat imnul cu același patos ca și cum ar fi fost pe teren. Euro încheiat pentru belgianul Timothy Castagne. Fundașul lui Leicester a suferit o dublă fractură facială după o ciocnire cu un adversar la meciul cu Rusia și se va opera. Belgienii au dreptul să aducă un înlocuitor. FC Universitatea s-a reunit pentru prima dată din postura de echipă de Liga 1. Fără 12 jucători puși pe liber de conducerea clubului, vizita medicală a oltenilor a fost una restrânsă. Nici Adrian Mutu nu a fost prezent la prima întâlnire a lui FCO din actuala ediție de campionat. Deocamdată, oltenii au impresionat prin colecția de tatuaje. E onoare. E o plăcere să-l vezi lângă tine, să-ți vorbească, să-ți spună din experiența lui. Un fotbalist de la Clinceni speră să-i ia locul lui David Alaba, național Austriei. Și dacă s-a transferat la Real Madrid, eu nu renunț, spune Iutrici. Mladen Iutrici joacă la Clinceni, dar speră ca pe viitor să prindă naționala Austriei, doar că postul e momentan ocupat. For example, yesterday was Alaba, this is a big story and he make now transfer to Real Madrid, so we will see. I'm not giving up. Austriacul de la Clinceni a văzut pe viu victoria Austriei 3-1 cu Macedonia de Nord de pe Național Arena. It was very nice because also I had some friends in the Austrian national team also from one goalkeeper from Macedonia. Academica Clinceni s-a reunit pentru noul sezon. Fostul dinamovist Andrei Sin urmează să semneze cu Ilfoveni. În fața de perioada Dinamo îmi doresc să fie mai liniștit. Dinamo oricum va rămâne în sufletul meu indiferent și le doresc multă baftă. A fost o vacanță de aproape 3 săptămâni pentru Clinceni. Am avut jucători care au venit și mi-au spus că se simt obosit și că se simt încărcați. S-a vorbit de o eventuală fuziune între Clinceni și retrogradata Astra. Au fost discuții foarte avansate, s-a discutat foarte mult pe această temă. Petrolul s-a reunit cu staff tehnic nou, dar și cu probleme multe. Președintele clubului cheamă sponsor la echipă. Sunt mulți petroliști în ploiești, dar nimeni nu dă bani. E strigătul de ajutor al oficialilor. Fostul petrolist Nicolae Constantin s-a întors la Ploiești ca antrenor principal să promoveze echipa. Vali Bădoi va fi secund. Nu e o perioadă prea bună pentru Petrolul. Încercăm să așezăm lucrurile și să dăm drumul la treabă. Obiectivul este promovarea și doar atât. La Ploiești sunt mari probleme financiare. Principalul finanțator, o companie care furnizează servicii de alimentare cu apă și energie, s-a retras, iar bugetul echipei mai e acoperit doar până pe 30 iunie. Căutăm soluții împreună cu Consiliul Local pentru rezolvarea situației. Mai aștept 5-6 sponsori de asemenea învergură, care, pentru că toată lumea în Ploiești este petrolistă, dar nimeni nu dă un leu.
Novak Djokovic este noul campion de la Roland Garros după o partidă senzațională câștigată în fața lui Stefanos Tsitsipas. Grecul a condus cu 2-0 la seturi în prima sa finală de la Paris, însă liderul mondial nu a cedat și a reușit să întoarcă soarta meciului. La capătul la 4 ore și 12 minute, Djokovic s-a impus și a cucerit pentru a doua oară trofeul la Roland Garros după succesul din 2016. Sârbul are 19 trofee de mare șlem în carieră. La final, Djokovic a făcut cadou racheta unui copil care l-a susținut întreaga partidă. Reacția puștiului a devenit virală. Ultima zi de la Chess Classic România a avut oaspeți de gală. Al treilea cel mai selecționat fotbalist român, Gică Popescu, l-a înfruntat pe Ilie Dumitrescu. Ultimul nu a avut nicio șansă în fața fostului capitan de la Barcelona. Ultima zi de la Chess Classic România a fost deschisă de Gică Popescu și Ilie Dumitrescu. Cei doi componenți ai generației de aur s-au duelat într-un meci demonstrativ de șah. Învingător a ieșit fostul capitan de la Barcelona. S-a simțit diferența de valoare, s-a dat bătut. Net superior. Net superior, m-a surprins. A jucat șah de când eram copil. Dar e un sport frumos. Popescu este consilierul guvernului pe perioada campionatului european de fotbal. Absența naționalei de la turneul final l-a întristat pe al treilea cel mai selecționat român. Noi nutrim speranța că la un moment dat această înlănțuire de insuccese să dispară, nu? Și să fim prezenți, sperăm, la începând cu turneul final de campionat mondial din 2022. Cluj-Napoca va fi capitala atletismului european. Cei mai buni atleți se vor întrece la finalul săptămânii în cadrul campionatului european pe echipe Liga 1. Cele mai puternice țări își vor trimite în România sportivii medaliari și deținătorii recordurilor mondiale. Primele două echipe vor accede în Superliga, iar ultimele trei vor retrograda în Liga 2. Campionatul european pe echipe Liga 1 va fi transmis în exclusivitate pe LuxSport. Doamnelor, domnilor, punem punct aici știrilor din sport. Nu uitați, în doar câteva momente, colega mea, Georgianino, vă așteaptă